În proiectul de astăzi vom vorbi despre un releu inteligent denumit Shelly 1 și vom face câteva exemple de scheme de montaj. Așa cum ne este livrat, acest Shelly 1 este un releu care se poate conecta la o antenă wireless pentru a putea fi comandat ulterior dintr-o aplicație. Iar dacă ne uităm pe cutia lui, putem vedea câteva din specificațiile acestuia și un prim lucru important este faptul că suportă un consumator de sau consumatori de până la 16 amperi. Apoi are o gamă largă de tensiuni care le poate suporta atât în curent continuu cât și în curent alternativ. Când vine vorba de rețeaua wireless, din păcate nu suportă 5G, ci rețeaua clasică de 2,4. Și un alt aspect important despre care nu vom vorbi este faptul că este open source, adică poate putem să-i schimbăm softul și să-l folosim după bunul plac. Am putea să numim acest lucru modul avansat de folosire. De asemenea, putem observa stilul minimalist al acestuia pentru că nu are nimic altceva decât grila de montaj a cablajelor. Dacă îi scoatem carcasele, vom putea observa faptul că el are acest conector pentru a se-i se putea scoate softul și a se putea pune un alt soft pentru că poate într-adevăr să-i se schimbe softul pentru să-i spunem modul programator, iar aici ce facem noi acum îi scoatem un jumper pentru că acolo este un selector de voltaj. În această poziție poate fi folosit strict cu 12V curent continuu, iar în poziția anterioară, poziție cu care el vine instalat, așa ne vine livrat, poate fi folosit atât cu tensiune alternativă 220 sau cu tensiune continuă 24-60 de volți. Pentru a nu scoate carcasele, are aceste decupaje în carcasă pentru a le putea accesa. Însă, dacă totuși vrem să scoatem carcasele, acest lucru se poate face foarte ușor folosind o șurubelniță, lăstărind puțin carcasele pentru că ele nu au niciun alt sistem de prindere. Și acum să vorbim despre situația conexiunilor acestuia. Cum spuneam, el este un releu inteligent care se poate conecta la o antenă wireless. Asta înseamnă că el la rândul lui are o antenă wireless și trebuie să fie alimentat. Aici avem fază și nul sau plus și minus în funcție de ce fel de tensiune folosim. Iar dacă mergem mai departe, avem o inscripție cu SW care înseamnă switch. Aici vom conecta ieșirea din întrerupător, iar intrarea în întrerupător o vom conecta la fază, iar acum ce ne rămâne aici cu 1 și 0, practic este releul, intrarea în releu și ieșirea din releu. Și practic el furnizează pe 0 ceea ce o să-i livrăm pe 1. Adică atunci când o să conectăm la 1 faza pentru a merge la un consumator, la bec de exemplu, o vom lega la 0, de la 0 va merge la bec, iar atunci când folosim întrerupătorul sau aplicația, acest releu va întrerupe alimentarea consumatorului. Și acum, alimentându-ne dintr-o siguranță, folosind o rigletă pentru legături, bineînțeles, releul nostru pentru a comanda un consumator, un întrerupător pentru a întrerupe și din întrerupător consumatorul, o șurubelniță pentru a face legăturile și, bineînțeles, ceva cablaj. Haideți să mergem mai departe și să vedem cum putem lega, de exemplu, un bec la acest releu, să-l putem comanda atât din telefon cât și din întrerupător. Alimentarea din siguranță o vom transmitem către rigleta de legătură. Mai întâi legăm nulul și apoi faza, iar după ce am făcut legăturile în siguranță, de aici și până aici pe rigletă vom avea 4 poziții libere pentru nul. Iar de aici și până aici vom avea 4 poziții libere pentru fază. Pentru alimentarea releului vom folosi fază și nul. Așadar, la poziția N vom pune un cablu care va merge la nul, la poziția L vom pune un alt cablu care va merge la fază, apoi la poziția 1 va trebui să aducem un cablu pentru că pe aici va veni faza care o vom transmite la poziția 0 către bec. Mai apoi la SW va veni faza de la întrerupător pentru că faza va intra în întrerupător și când îl punem pe poziția normal închis, faza va fi transmisă către releu. De la poziția 0 vom lega faza noastră transmisă către consumator, în cazul de față către bec, iar mai apoi putem să facem conexiunile în rigletă.
Cablul albastru care este nulul va merge direct la nul, iar apoi cele două cabluri roșii, care de fapt unul din ele este faza și al doilea este poziția 1, adică intrarea fazei în releu, vor merge direct la fază. Mai apoi o să legăm un alt cablu, care este faza care va intra din rigletă direct în întrerupător. Acesta va transmite faza către releu pe poziția SW. Și apoi trebuie să mai adăugăm încă un cablu de la nul din rigletă direct către consumator, către bec, pentru a închide circuitul. Pornind acum siguranța și apăsând întrerupătorul, circuitul nostru se va comporta ca un circuit normal cu un întrerupător simplu. Acum, pentru a sincroniza dispozitivul cu aplicația Shelly Cloud, trebuie să cunoaștem trei aspecte importante. 1. Este faptul că acest dispozitiv nu are niciun LED care să ne indice faptul că el este alimentat. 2. Este faptul că acest releu nu are niciun buton fizic cu ajutorul căruia să putem reseta dispozitivul dacă ceva se întâmplă și nu-l putem sincroniza din prima. 3. Este faptul că neavând nici butonul, nici LED-ul, nu vom ști dacă el este în starea de sincronizare sau nu. Așadar, pentru a putea sincroniza acest dispozitiv cu aplicația, trebuie să creăm cel puțin un astfel de circuit. În momentul în care alimentăm dispozitivul și folosim întrerupătorul, iar consumatorul nostru se aprinde, în caz de față becul, vom ști că el este alimentat. Mai apoi, pentru a reseta dispozitivul în caz că avem o problemă, trebuie să apăsăm întrerupătorul repetat de cel puțin 5 ori, la nu mai mult de 30 de secunde după ce releul a fost alimentat. Dacă facem asta, dispozitivul se resetează și intră în starea de sincronizare. Iar apoi vom ști că sigur el este în starea de sincronizare folosind telefonul și mergând la rețelele wireless, iar dacă acolo vom descoperi un hotspot creat de dispozitiv denumit Shelly, atunci vom ști sigur că el este în starea de sincronizare. Bun, și acum cu aceste detalii în minte, trebuie să vorbim despre o problemă care am întâlnit-o în încercarea de a sincroniza acest dispozitiv cu un iPhone. Când vine vorba de instalarea aplicației și de ce trebuie să facem pentru a sincroniza un dispozitiv Shelly cu aplicația în sine, aveți în descriere un clip pentru că am făcut deja asta folosind dispozitivul Shelly 2.5. Iar când vine vorba de problema acestui dispozitiv, este faptul că noi am urmat toți pașii care îi veți găsi și în acel clip, iar dacă nu știți ce trebuie făcut, vă rugăm să urmăriți acel clip. Aplicația noastră ne confirma faptul că dispozitivul a fost inclus în rețeaua wireless, însă după finalizare, el nu apărea în camera în care am încercat să adăugăm dispozitivul, dar nici în rețeaua wireless. Pentru că dispozitivele de la Shelly, oricare dintre ele, le putem accesa odată incluse în rețeaua wireless folosind IP-ul acestuia. Și pentru că am încercat de mai multe ori să resetăm dispozitivul și să încercăm să-l adăugăm și tot n-a funcționat și a durat foarte mult timp, pentru că pentru a reseta dispozitivul trebuie să tăiem alimentarea releului, să așteptăm câteva zeci de secunde ca condensatorii lui să se golească complet, apoi să realimentăm dispozitivul, să folosim întrerupătorul pentru a-l reseta și pune în starea de sincronizare și să încercăm din nou. Am încercat de cel puțin 4 ori și nu a reușit asta și atunci am luat laptopul, am folosit o aplicație pentru a vedea toate dispozitivele legate la rețeaua wireless și nu l-am descoperit acolo. Și atunci următorul pas a fost să luăm un Android. Luând Androidul și punând aplicația și contul în Android, sincronizarea a fost foarte ușoară. Tot ce a trebuit să facem este să ne asigurăm că am bifat cei 3 pași pe care i-am amintit inițial și de îndată ce am fost sigur că dispozitivul este în modul de sincronizare, adică am mers în rețeaua wireless și am văzut că el și-a creat acel hotspot cu denumirea Shelly. Am apăsat butonul de adaugă dispozitiv, a fost găsit automat, a fost inclus în rețeaua wireless și apoi a fost inclus în cloud. Bineînțeles că după toate astea puteam comanda întrerupătorul nostru să stingă și să aprinde becul și din aplicație. În plus față de toate astea, am luat din nou laptopul și am căutat folosind aceeași aplicație toate dispozitivele conectate la rețeaua wireless, iar de data aceasta el ne-a apărut. Și luând IP-ul acestui dispozitiv și punându-l într-un browser, după cum putem vedea, putem accesa setările lui și folosim browserul. Mai mult decât atât, putem să comandăm din laptop becul nostru, pentru că, practic, avem aceeași funcționalitate și din laptop. Pentru că în ambele telefoane avem același cont, de îndată ce am intrat în iPhone și am resetat aplicația, am găsit și butonul nostru
proaspăt adăugat și puteam să folosim acum ambele telefoane pentru a stinge și a aprinde becul nostru, ceea ce înseamnă că putem folosi același cont pe câte dispozitive dorim pentru a folosi mai multe persoane același întrerupător, în cazul în care vrem să partajăm butonul nostru sau folosirea butonului nostru cu altcineva din familie. În cazul în care dorim să folosim acest dispozitiv cu un întrerupător cu revenire, tot ce trebuie să facem este să înlocuim întrerupătorul clasic cu un întrerupător cu revenire, iar mai apoi să mergem în setările dispozitivului, să accesăm button type, adică tipul de buton folosit, și să comutăm de pe toggle switch pe momentary switch. În cazul în care ne va da o eroare, trebuie să ne asigurăm că modul de funcționare al releului la alimentare este pus pe off, adică atunci când alimentăm releul, el să fie închis. De îndată ce vom face această setare, vom putea ocoli eroarea și când vrem să comutăm acum de pe toggle pe momentary, acesta va funcționa. Pe acest principiu, folosind acest dispozitiv inteligent de la Shelly, am creat o automatizare pentru folosirea unei pompe de irigat pe care o să o prezentăm într-un proiect viitor. Iar acum, pentru că putem să stingem și să aprindem becul nostru cu un întrerupător cu revenire, practic am transformat acest releu într-un releu pas cu pas și inteligent. Adică putem să legăm câte întrerupătoare cu revenire dorim pentru a stinge din mai multe locuri corpul nostru de iluminat, suplimentar față de faptul că putem face asta și din telefon. Iar în exemplu dat, puteți vedea că am legat 3 întrerupătoare cu revenire și de la oricare putem închide și deschide becul nostru, suplimentar față de posibilitatea de a folosi aplicația. Mai apoi, o altă schemă de legătură utilă ar fi în situația în care dorim să folosim acest releu pentru automatizarea porților, un proiect care l-am făcut în trecut folosind dispozitive de la Sonoff. În cazul de față, acest dispozitiv este într-adevăr special pentru că el are un așa zis releu uscat, adică ieșirea din releu nu preia intrarea pe alimentare. După cum am văzut, avem acea poziție 0 și 1, iar pe poziția 0 va ieși ce îi furnizăm pe poziția 1. Iar în cazul de față, dacă vrem să facem acea schemă pentru a funcționa cu automatizarea porților, tot ce trebuie să facem este să îndepărtăm butonul pentru că nu mai avem nevoie de el. Bineînțeles, să îndepărtăm corpul de iluminat pentru că nu vom mai avea un consumator. Practic, tot ce rămâne va fi faza și nulul pe poziția L și pe poziția N. Iar apoi, pe poziția 0 și 1, vom avea două fire care le vom lega la borna porților. În cazul de față, vom pune două borne pentru a măsura continuitatea, pentru că tot ce trebuie să facă este să dea o continuitate. Iar acum, o altă problemă este faptul că releul închide și deschide, pentru că asta face comutând butonul. Iar pentru a comanda porțile, avem nevoie de un impuls, adică închiderea releului să fie pentru un timp limitat, iar mai apoi să se deschidă. Și acest lucru se poate seta din setările dispozitivului, la funcția timer, selectăm poziția auto-off, adică releul atunci când este aprins, la un timp setat de noi, să se închidă. Noi am setat 0,5 secunde și acum când apăsăm butonul de pornire, el va sta pornit pentru 0,5 secunde și apoi se va opri. Un astfel de proiect o să îl implementăm în lumea reală și o să-l prezentăm de data ce va fi finalizat. Poate un ultim aspect pe care am dorit să-l spunem în legătură cu acest subiect este faptul că am încercat folosirea lui atât pentru 24V și mai apoi am schimbat jumperul pentru a selecta 12V și nu am reușit să-l facem să pornească. Nu ne-am bătut capul foarte mult cu el pentru că în implementările noastre nu ne-a trebuit cu această tensiune. Așadar, nu vă putem spune foarte multe lucruri despre folosirea lui cu 12V sau 24-60V. Însă ce vă putem spune este că am făcut câteva implementări, cum vă spuneam, pornind o pompă de irigat, închiderea și deschiderea unor porți automatizate sau folosirea lui cu un întrerupător clasic pentru iluminat. Ne-am fi dorit să prezentăm toate aceste implementări în acest clip, însă descoperind toate aceste probleme, am dorit să prezentăm soluțiile pe care noi le-am găsit, poate vor veni în folosul cuiva. Iar dacă doriți să vedeți și implementările, cu siguranță noi le vom posta în viitor apropiat, așa că stați aproape, iar până atunci vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!